cu cât atenția va fi îndreptată mai mult către a schimba gândirea și gândurile, acela este un drum care nu se termină niciodată. Pentru că mintea are de unde. Mintea are de unde să-ți ofere gânduri la nesfârșit. În schimb, secretul este să întorci atenția pe ceea ce se află aici. Pe faptul că existi aici. Eu sunt. Și o simt. Secretul e să o simt, să mă simt. Atunci devine irelevant ce face mintea. Asta, extrem de importantă. Lucrezi cu gândurile, lucrezi cu tine sau ești aici. Trăirea directă, experiența directă și da, va trebui să o faci iar și iar până în momentul în care se așează. Și apoi poate veni o perioadă în care iar vine agitație. Nu e nicio problemă, este iar o invitație de a-ți reaminti ce contează cu adevărat, faptul că existi. Și iar se așează. Și tot așa, până în punctul în care ceva se așează, se maturizează din ce în ce mai mult.